O șoferiță de 60 de ani a intrat cu mașina în oamenii aflați pe trotuar după ce a pierdut controlul volanului. Două femei au fost rănite și au ajuns la spital în urma accidentului petrecut în capitală. Potrivit poliției, impactul s-a produs luni după amiază pe strada Ismail din sectorul centru. Automobilul a derapat, s-a izbit de un parapet pe care l-a rupt, apoi a lovit oamenii de pe trotuar și s-a oprit în scările de la intrarea într-o bancă. Mai mulți internauți au postat fotografii de la locul accidentului. În acest caz a fost inițiată o anchetă.